De ani bune asistăm cu mâhnire la exodul medicilor noștri peste hotare în căutarea unui loc de muncă bine plătit. Sistemul medical românesc a avut mult de suferit în această privință. Cifrele arată că doar anul trecut aproape 3.000 de specialiști au migrat, conform datelor Colegiului Medicilor. Și nu este de mirare dat fiind faptul că venitul unui rezident de pildă este de puțin peste 1.000 de lei, în timp ce salariul unui doctor cu experiență ajunge greu la 4.000 de lei. Prin comparație, în Germania suma se apropie de 4.000 de euro, iar în Franța și Italia aceștia primesc 4.500 de de euro Federația Sanita s-a anunțat la sfârșitul lunii trecute că în urma discuțiilor cu premierul, s-a stabilit ca din ianuarie să fie majorate cu 100 de lei salariile tuturor angajaților din sănătate și din asistență socială, nu doar cele sub plafonul de 1500 de lei. Proiectul de buget are în calcul creșterile salariare propuse pentru întâi ianuarie, dar și susținerea burselor pentru medicii rezidenți. Ministrul susține că ar trebui realizate mecanisme funcționale ca banii să ajungă exact acolo unde trebuie. Acesta se așteaptă ca bugetul pentru anul ce vine să fie de peste 4,5 miliarde de lei. Din acești bani vreau să vă spun că eu, ca și anul acesta, consider o prioritate majoră bugetul derulării programelor de sănătate, programelor naționale de sănătate, unde prevedem o creștere substanțială, tocmai pentru a elimina tot ceea ce înseamnă sincope, tot ceea ce înseamnă neajunsuri și disfuncții ale derulării programelor naționale. Pot să vă dau și cifre dacă vreți, de la 740 anul acesta undeva spre 882 anul viitor. Ministrul Sănătății a adăugat că intenționează reluarea programului de fertilizare in vitro, dar și testările hipoacuziei la nou născuți. Bani în plus vor fi alocați și programului Mama și Copilul, dar și în domeniul transplantului vor fi suplimentări de venituri. În ceea ce privește controversata lista medicamentelor compensate și gratuite, Nicolae Bănicioi a precizat că procesul de evaluare este unul continuu, chiar zilele acestea preconizându-se discuții pentru contractele cost-volum.